Ok? Stop. Hai, spuneți. You have a două big smile on your face. Yeah. Okay. Yeah, good news. Yes, 2 minutes ago when I was talking, I was stressed still, but now I'm really happy. I would like to thank to the Romanian authorities for not sending me back. Now I can go with a comfortable mind, go home and give my students some more grades as we're closing the year. Thank you very much for the support, everything. Thanks. Okay, thank you very much. If you can talk with the lawyer a little bit. Da, într-adevăr a fost respinsă cererea de extradare. Într-adevăr a fost emis. O secundă, putem să luăm de la început, să vă uitați la noi, vă rugăm. Dacă v-ați putea, da, face. A fost respinsă cererea de extradare. Într-adevăr a fost emis un mandat de arestare în lipsă, nu a fost întrunite condițiile de extradare. Deci statul român, într-adevăr, verifică legalitatea tuturor formalităților care au fost depuse de către autoritățile turce. Da, dar cum vi se par motivele invocate de autoritățile turce? Motivele invocate de autoritățile turce nu sunt niște motive care să aibă un suport legal. În sensul că doamna Sen a făcut parte într-o grupare teroristă în armată anul trecut, în data de 28.03.2018, dată la care doamna se afla pe teritoriul statului românesc în calitate de profesor la școala privată, unde dânsa predă limba engleză, nu? Să înțeleg. Bun. Nu putea să săvârși o astfel de infracțiune. A fost judecată în lipsă, nu a știut, nu a fost citată, nu a fost chemată niciodată de autoritățile turce. Deci, inclusiv procurorul a cerut. Inclusiv procurorul de ședință a solicitat respingerea cererii de extradare, doar ce nu sunt întrunite condițiile de admitere a acestei cereri. Dar și o cerere de azil. Da, a fost formată și astăzi. Astăzi, înainte de a merge la parchet, a fost formată o cerere de azil, deoarece știm foarte bine care sunt condițiile de din Turcia. Da? Vă mulțumim. Mulțumim.